Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial în care vreau să vă vorbesc despre aplicația utilizată în editarea prezentărilor din pachetul OpenOffice și anume aplicația Impress, echivalent a aplicației PowerPoint din pachetul Microsoft Office. Pentru a deschide aplicația se execută două clicuri pe pictograma OpenOffice de pe suprafața de lucru și se alege opțiunea Presentation. Vor urma câțiva pași de parcurs pentru a crea o prezentare nouă sau putem să deschidem deja o prezentare existentă salvată în calculatorul personal. Se poate ajunge la aplicația Impress și executând un click dreapta pe fișierul care conține prezentarea ce se dorește a fi editată, se merge pe meniul Open With, apoi opțiunea Choose another app și se alege executabilul aplicației Impress care este numit S -impress .exe. Astfel, aplicația Impress se deschide direct în modul de editare a prezentării. La prima vedere, observăm că interfața grafică a aplicației este similară cu cea a aplicației PowerPoint din versiunile mai vechi, lucru similar cu al aplicațiilor Writer și Calc, comparativ cu aplicațiile de la Microsoft. Dar observăm în partea dreaptă a ferestrei aplicației mai multe butoane decât la precedentele aplicații, și anume properties de unde putem stabili aspectul diapozitivelor, master pages, de unde putem alege un șablon pentru prezentarea noastră, custom animation pentru introducerea de animații ale obiectelor introduse, slide transitions pentru stabilirea tranzițiilor dintre diapozitive, style and formatting pentru formatarea textului. Gallery, care este acea colecție de obiecte grafice regăsită și în aplicațiile Writer și Calc, și ultimul buton numit Navigator, cu ajutorul căruia putem să trecem rapid la orice diapozitiv dorim prin executarea a două clicuri pe diapozitivul pe care dorim să-l edităm. Să încercăm acum adăugarea unui slide nou în prezentarea noastră, executând un click dreapta în această zonă, în zona diapozitivelor, și apoi opțiunea New Slide. În acest slide nou vom introduce o formă geometrică nouă, în interiorul căreia o să adăugăm text. Am ajuns în momentul în care va trebui să salvăm această prezentare. Vom acționa meniul File și apoi opțiunea Save. Suntem rugați, la fel ca la precedentele aplicației Writer și Calc, să alegem formatul curent al fișierului sau să salvăm această prezentare în format ODF, formatul proprietar a aplicațiilor din pachetul OpenOffice. Bineînțeles că vom alege opțiunea Keep Curent Format, deoarece dorim ca această prezentare să poată fi în viitor editată și deschisă cu ajutorul aplicației PowerPoint. Executăm un click pe butonul Keep Curent Format. Și astfel am salvat prezentarea noastră. Închidem aplicația Impress și să încercăm să deschidem prezentarea cu ajutorul aplicației PowerPoint, executând un clic dreapta, opțiunea "Open" și alegând aplicația PowerPoint. Se observă că regăsim al șaselea diapozitiv pe care l-am adăugat și editat cu ajutorul aplicației Impress. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi, eu am fost Adrian, și până data viitoare vă doresc la revedere!